încurca pe acolo o treabă, s-au pus cu picamărele pe fântână. Deci ne-a scris revoltată lumea, știți ceva despre treaba asta? Nu, vă mărturisesc că nu acum aud în premieră, deci chiar nu am primit o sesizare de genul acesta și cu siguranță mâine voi vedea să văd ce, voi merge să văd ce se întâmplă. Deci nu că au demolat-o, dar ceva au făcut acolo, pentru că oamenii ne trimiteau poze, ne trimiteau SMS-uri și astăzi chiar m-a certat cineva, doamne, n-ai adus aminte. Păi la câte sugestii și subiecte ne vin pe calea asta, ba chiar emisiunea trecută am și uitat telefonul în mașină și ce să vă mai spun, comunicarea a fost întreruptă total fără să am mare vină. Vina că uit, vina se datorează vârstei pe care o am, asta e. Dar nu știu, sunt mai tânăr decât Gheorghe. Dacă nu știați, dacă nu știa nici el, o spun eu. Așa. Dumneavoastră ați auzit ceva de Fântâna Călărașilor, domnul? Nu, n-am auzit, trec foarte despre acolo, sincer nu am văzut, o să mă uit mai atent, dar chiar nu cred. S-ar putea să fost o iluzie optică, pentru că lucrează foarte mult pe terenul de deasupra. Și parcă ar fi lucrat. Păi ăla este, aia nu e cred, fântână. Nu cred că cum să zic, ar fi avut nebunia să facă așa ceva. Chiar nu cred. Vai de mine, aici în orașul ăsta se poate întâmpla orice. Încă. O să verificăm mâine. Uite o promisiune pe care am convingerea că o veți și onora. Da. Care ar fi soluția, domnule Cârjean, dacă investiția pe care a trebuit să o facă doamna Oana Melinda Tăuhari și la finanțarea căreia, la capitalizarea firmei căreia dumneavoastră am înțeles că v-ați opus, dumneavoastră și colegii dumneavoastră din Consiliul Local, care ar fi soluția ca la iarnă să avem apă caldă și căldură? Că ce a promis actualul primar, că de la 1 mai vom avea apă caldă de la centrala asta, s-a dus, suntem pe 2 iunie, seara mâine-i 3 iunie deja. Aici discuția e mult mai lungă și cred că trebuie să facem câteva aduceri aminte foarte, foarte pe scurt. În ianuarie s-a predat amplasamentul pentru ca această firmă să apuce efectiv de lucrări, să înceapă organizarea de șantier, să aducă utilajele și efectiv să pornească la construcția acestei noi centrale. Mi-amintesc foarte bine, parcă era ieri, cum stafful actualului primar dădeau declarații, inclusiv domnia sa dădea declarații pe acel șantier care se pregătea să fie în lucru, cum că din mai vom avea apă caldă de la acea nouă centrală. Suntem în iunie și nici pomeneală de apă caldă. Mai grav este că suntem în iunie și nici măcar nu s-a pus o mistrie de ciment la acea locație, la acel amplasament, astfel încât să putem spune că, de domne, e în construcție. Ei, aici cred că este problema fundamentală, pentru că cu cât trece timpul, probabilitatea este din ce în ce mai mică, spre imposibil, de a se finaliza o astfel de investiție. Indiferent cât de nouă e tehnologia, indiferent că acele instalații vin asamblate deja, oricum este foarte târziu, deja suntem iulie, august, septembrie, octombrie, avem 4 luni până la momentul la care acea centrală ar fi trebuit să funcționeze. Deci e clar că este sau a fost, ca să zic așa, un tun. Clar. Dar la respectiva întâlnire a venit și patroana firmei? Eu n-am văzut-o, nu cunosc. Că eram curios dacă a venit tot așa, costumată, ca să vă obțină voturile, problema, crederea. Problema se pune acum la modul foarte serios. Care este soluția de rezervă? Eu am vorbit și cu colegii mei de partid și cu Marius în mod special și cu Virgil Popescu. E clar că soluția nu poate fi decât una singură într-un termen atât de scurt, și anume funcționarea în continuare și a iernii următoare, 2016-2017, tot a termocentralei actuale. Pentru că nu e timp necesar în 4 luni de zile să venim cu altă soluție. Este clar. Asta este varianta de rezervă. Cum se poate face? Pentru că pe 31 mai s-a judecat procesul cu falimentul anului și a rămas în pronunțare pentru data de 7 iunie. Soluții pot exista. Vă dau un exemplu, dar discuția e foarte tehnică și cred că discutăm foarte mult aici. Nu, așa de ansamblu, ca să lămurim pe toată lumea. Spre exemplu, ANAF-ul, care e în subordinea Guvernului României, instituția statului, e acționar majoritar la masa e creditor principal la masa credară la insolvență și evident că îi dă posibilitatea să ia decizii cu privire la ce se întâmplă cu activele RAN-ului, în special cu termo.
Deci soluții deci pot exista cu implicarea guvernului și evident cu un primar căruia să-i pese și cu o implicare responsabilă, pentru că altfel vă spun că situația nu este foarte simplă, trebuie să o recunoaștem. De aceea eu am ferma convingere că vom rezolva această problemă a încălzirii, dar trebuie de pe șase să ne apucăm de treabă, nu să mai stăm după soluții fanteziste și să promitem oamenilor, cum am văzut că au făcut unii candidați, inclusiv candidatul PSD-ului, și cu mare amărăciune o spun, spunând sevenilor, vom avea caldă și căldură la noua centrală. Păi cum, Dumnezeu? 3 luni de zile o facem? Ce Dumnezeu? Da. Trebuie să fim responsabili. Asta este. Ăsta e cuvântul de ordine. Da. Domnul Bălu, pe timpul mandatului dumneavoastră de președinte al Consiliului Județean, mi-aduc aminte că o delegație formată dintr-un viceprimar al municipiului Dobedatului Seven și un vicepreședinte al Consiliului Județean a mers în Germania, delegația respectivă, și a contactat niște investitori germani care au venit cu o soluție pentru încălzirea orașului, semnale de alarmă fiind trase încă de atunci că treaba nu poate să dureze la infinit la ran. Da? Vă gândiți să reluați aceste demersuri, să căutați genul ăsta de investitori care să vină să facă practic ce se propune atunci? Pe banii lor există, să realizeze investiții? Există, da, pe banii lor, și există tot felul de tehnologii mai noi acum. Avangardiste. Da. Atunci era vorba de a incinera deșeurile într-o centrală, să obțină și energie electrică, energie termică, ceea ce era foarte bună și energie electrică. Vă dați seama că asiguram practic iluminatul gratis. Iluminatul am încercat să le obțin o întrevedere la domnul primar Gherghe, a fost practic imposibil. Cum, domnule, a refuzat să întâlnească cu oameni? Da, probabil că avea, nu știu, alte gânduri. Mi-a fost imposibil să introduc. Adică, stilul caracteristic. Da, că mâine, că pui mâine, că au plecat oamenii. Au plecat, și dar nu s-au mai dus până în Germania. Am înțeles că s-au oprit puțin pe la Arad. Nu la Arad, la Reșița. Și au făcut treaba acolo? Din câte știu eu, da. Este incredibil. Sau sunt în curs de... Știu că erau lucruri foarte avansate la Reșița, pentru că de la ei luam eu tot know-how. Pas cu pas. Dom'le, și cum ați făcut acolo cu depozitul ecologic unic pe județ? Ne mai trebuiau câteva zeci de mii de tone pe an, de unde le aducem? Și chestiuni de genul ăsta. Deci discuțiile erau foarte, foarte avansate, și dacă începeam atunci când i-am adus undeva pe finalul anul 2011, vă dați seama că nu mai existau asemenea probleme la ora actuală. Dar, cum să spun... Probabil. Vă gândiți să renodați firul în actualul tandem? V-am spus, cu siguranță, v-am spus că am mai stat de vorbă cu alți specialiști între timp. Sunt tot felul de tehnologii noi acum, mult mai ecologice, care se implementează cu mare succes în orașe importante ale Europei, dar deocamdată să asigurăm termoficarea pentru 2016 și să avem timp până la anul viitor să găsim și să și implementăm o soluție. Nu zice nimeni că, de exemplu, soluția asta nu poate fi, dar mi-e greu să cred că în acest moment vedem elemente clare de neseriozitate, politicos vorbind, da? Mi-e greu să cred că se va mai putea face în formula, actuală. Știți cum se cheamă manopera asta? Nu e, domnule, neseriozitate. Este țeapă. Da, probabil. Țeapă, domnule. Probabil. Este foarte clar că cea mai la îndemână soluție acum pentru anul acesta rămâne tot termocentrala, după care să vedem, o să facem probabil un concurs de soluții, să vedem care este cea mai bună soluție, să avem căldură sigură la preț mic. Da? Poate în unele cartiere e foarte simplu să tragă primarul gaze și să pună centrale de gaz în punctul termic. Ce boierie, sau chiar adus la bloc și fiecare își pune, și atunci sunt total independenți oamenii, da? Unde nu poate, poate mergem pe centrale de peleți, care sunt foarte, foarte bune ca preț,
Sunt foarte multe soluții. Sau o soluție de o centrală pe o nouă tehnologie din aceasta. Cum să spun, în maxim 2 luni de zile după ce se va instala, cu siguranță se va putea lua o decizie și să se dea drumul la treabă. Până atunci, evident, toți cei care ne pasă de acest județ, mergem și, cum să zic, sunt în stare să mă leg cu glanțurile de minister, de guvern, să rezolvăm problema termocentralei pentru încă un an de zile. Da. Domnul Daniel Cărjean, mai e o problemă care pe mine mă arde rău de tot. Mă deranjează. Mie îmi place să mă duc, domnule, la prietenul meu, Bebe Bâtmălai, în port, care e prieten cu toată lumea, nu numai cu mine. Zic prietenul meu că nu am fost niciodată plecați undeva împreună, dar îmi place de omul ăla. Așa? Îmi place să stau acolo pe malul Dunării, să beau o cafea, să mă uit și eu la apa aia și la pasagerile care trec și nu opresc la Turnul Severin, nu acostează la Turnul Severin, din păcate. Îmi place câteodată să mai gust și o saramură de pește și un pește prăjit, că sunt minunate acolo, făcute la Bebe. Bun. Și stau de foarte multe ori, atât la aducere cât și la venire, stau la bariera aia, domnule, că se gândește cât un deștept să se ducă la apă la fântâna de la Ruine cu locomotiva, domn, și să pune bariera. Deci, n-ați pomenit așa ceva. Cum facem, domnule, să avem și noi acces severinării la portul nostru? Asta e una. Și să fie și ăsta amenajat. Cum să facem să atragem vasele astea de croazieră să oprească, domnule, și la Turnul Severin, care este un port în toate punctele de vedere de 1 milion de ori mai interesant decât un Calafat, o Oltenița sau nu știu ce alte porturi de pe Dunăre. Discuția e foarte complexă aici, aveți perfectă dreptate în tot ce a spus mai devreme. Da, bă, eu sunt tip cheia, complex. Cheia aici este... Spre de domnul Gheorghe, care e complexat. Cheia este, să știți, introducerea municipiului Drobeta Turnul Severin, evident, în parteneria cu Consiliul Județean Mehedinți, a orașului nostru, a județului nostru, într-un circuit turistic european. În momentul în care dezvoltăm turismul, pentru că obiective turistice avem, ce ne-a lipsit nouă în ultima perioadă a fost lipsa de promovare, lipsa de inventivitate în a promova toate aceste minunății pe care le avem în județ și în orașul Drobeta Turnul Severin. În momentul în care dezvoltăm turismul și promovăm turismul, în momentul acela se pune foarte serios problema de a crea infrastructura și de a crea aceste circuite turistice. Eu vă spun că la un moment dat, acum ceva timp, venisem cu o inițiativă, evident că n-a fost concretizată, pentru că e foarte greu în momentul în care discuți cu actualul primar să accepte orice altă decizie bună și orice altă propunere bună care nu vine de la domnia sa, ca într-o anumită zonă să se facă subtraversări, fie subtraversare pe sub calea ferată, pentru că ar exista una sau două locații unde se poate face lucrul acesta, astfel încât să nu mai stăm la barieră. De asemenea, se pot găsi alte soluții. În schimb, ceea ce trebuie să facem noi acum cu precădere, cu prioritate, este ca toate aceste obiective turistice pe care le avem să le punem în valoare, pentru că Severinul, Mehedințul pierd bani în fiecare zi pentru acești turiști care ar putea să vină și nu vin la noi în oraș și în județ. Da. Deci ar fi niște soluții. Domnul, dacă dumneavoastră veți fi președinte al Consiliului Județean, așa cum ați mai fost auziți, trebuie puse în valoare obiectivele astea turistice. Ați mai făcut chestia asta? Ați început-o, ați lăsat banii pentru ea, cu muzeul și cu ruinele de acolo, cu cetatea medievală, și abia târâși grăpiși s-au descurcat oamenii să le inaugureze tot așa pe etape. S-a terminat o bucățică de fundație, a tăiat domn primar Panglica, a chemat-o și pe Olguța, era să zic Alcoluța, să fie acolo la tam-tam. Cum vă spun, ați văzut că mi-am adus aminte, acum ați zis de cetate, cetatea și teatru și bazinul și turnul de apă, mare asfaltare, toate făcute în 2008-2012. Da? Apropo de ce... Revenind, spuneam de obiectivele de pe municipiu. Muzeul este al Consiliului Județean. Revenind la ceea ce spuneați, dați-mi un pic voie să vă spun câteva dintre proiectele noastre comune, apropo de parteneriat. Da, pentru că v-am spus, suntem un partid serios, un partid responsabil, un partid care ne iubim mehedințenii și propunem un tandem care cred că poate dovedi că, sau a dovedit că a făcut treabă și poate dovedi că face treabă din, că poate face treabă din nou pentru Severin și pentru mehedințeni. Acum vă întreb, că sunteți jurnalist, urmăriți mass media, nu cred că ați mai văzut
văzut la acum în campania asta să iasă așa în tandem, să-și asume responsabilitatea. Domnule, eu sunt candidatul la primărie, eu sunt candidatul la Consiliul Județean. Fie fug de responsabilitate, fug de această asumare, vin doar cu niște gogoși electorale și fără niciun pic de dorință de a face treaba. Revenim la proiectele comune. Evident, parcul industrial este pe primul loc și o să revin la crearea de locuri de muncă. Nu se poate face fără un parteneriat între Consiliul Județean, Primăria Drobeta Severin și eventual Primăria Izvorul Bârzii, Primăria Șimian. Vedem în ce măsură putem face un cluster. 2. Termoficare sigură la un preț rezonabil. Este clar că, la fel, e mult mai ușor dacă se implică și Consiliul Județean. 3. Sprijin din partea Consiliului Județean în vederea accesării de către primărie de fonduri europene pentru anvelopare. Și aici mă refer la partea de consultanță și la partea de cofinanțare. Consiliul Județean poate ajuta cu componenta de cofinanțare municipalitatea pentru accesarea de fonduri europene pentru anvelopare, care este o problemă foarte, foarte importantă. Cele mai mari probleme, primele trei probleme ale Severinului sunt locurile de muncă, termoficarea și anvelopare. Le rezolvă, Daniel, le rezolvăm împreună pe ăștia trei în următorii 4 ani și deja putem spune că începem să intrăm pe un curs mai mult decât normal. Evident, o idee mai veche a mea cu portul comercial sau terminalul de containere care să dinamizeze viața economică în Severin. Un proiect pe care, din păcate, nu l-am terminat pentru că n-am mai apucat al doilea mandat. În spatele Spitalului Județean există un teren de circa 2,5 hectare, o pârloagă. Acolo împreună putem construi un ansamblu de apartamente, de garsoniere pentru medici aflați la început de carieră și astfel este o facilitate deosebită și cred o oportunitate de a atrage medici foarte bine pregătiți în această zonă. Și nu neapărat numai medici tineri. Sigur, dar dedicat special pentru zona aceasta medicală. Două chestiuni aici care cred că ar trebui să aibă o administrare comună. Revin la Spitalul Județean și cred că printr-o modificare legislativă putem avea o administrare comună a Spitalului Județean și să finalizăm mai repede modernizarea acestuia, pentru că vreau să vă spun, nu mai știu exact acum, dar pe vremea mea municipalitatea avea bugetul de 7 ori mai mare decât al Consiliului Județean. Aici mă refer numai la taxe și impozite. Noi nu avem decât, aveam, cred că, taxa pe licența de transport foarte, foarte puțin. Da? Deci Spitalul Județean, administrarea comună și bazinul olimpic. Da? Bazinul de not. De 4 ani de zile n-au fost în stare, domne, să pună o cărămidă, să mută o cărămidă din colo-colo. Ei zic că au dat proiectul la Compania Națională de Investiții și gata, au zis, băi, am rezolvat problema. N-au rezolvat absolut nimic și nu sunt în stare să rezolve. Cu administrare comună și o implicare comună se poate rezolva, mi-aș dori ca într-un an și jumătate copiii, tinerii și nu numai să aibă acces la un bazin olimpic modern. Asta a spus deja Daniel, introducerea Severinului în circuitele turistice europene. Numai în 2012, vă spun, 45.000 de turiști au trecut prin fața fără să oprească, evident, prin fața portului. Sprijin și promovarea pentru actele de cultură de calitate în municipiu. Severinul tânjește după așa ceva, după ani întregi de secetă culturală în Severin, da? Vorbim de la teatru, trupă de actorie, chiar de amatori la început și vedem după aia ce se poate face, până la vestitul nostru ansamblu, pentru că sper să se termine odată cu promovarea Doinei Gorjului. Toată considerația, tot respectul, toată iubirea pentru Doina Gorjul, dar avem și noi ansamblul nostru pe care vrem să-l promovăm și, evident, implicare comună pentru relansarea sportului severinian, iar secetă totală în acest domeniu. Cum necum, în 2012 Severinul a avut echipa în Liga 1, în 2013 după la ce fotbal. PSD-ul la fotbal. Și după ce echipa după ce PSD-ul, la handbal feminin. Evident, după ce PSD-ul a ajuns la cârma acestui județ, n-a mai avut, domnule, nici măcar în Liga Județeană. Dar s-a dus totul. S-a dus ramura sportivă. Nu mai există.
Deci este inimaginabil, trebuie luată o muncă de la capăt, de la zero, dar de aia, cum să spun, avem nevoie de un primar tânăr, are 35 de ani, trebuie pus la muncă și sunt convins că va face treabă. Nu trebuie să îngrijoreze pe cineva faptul că are 35 de ani, cred că e o vârstă ideală pentru așa ceva. Să nu uităm că la 36 de ani am fost numit secretar de stat la Ministerul Apărării Naționale, practic adjunctul Ministrului Apărării. Am participat la peste 40 de ședințe de guvern și vreau să vă spun, chiar și după 10 ani acum, dacă vă duceți la Ministerul Apărării și întrebați de mine, eu vă garantez că o să auziți numai lucruri de bine. Deci, la 38 de ani am fost prefect, la 39 de ani și jumătate președinte de Consiliul Județean, da? Nu împlinisem 40 de ani. Deci să nu-i sperie pe nimeni o asemenea vârstă, are deja mandate de viceprimar, a lucrat, a fost șef la Agenția Domnului Statului, un jurist de mare calitate și vă spun că, cum să spun, dorește să demonstreze că se poate face treabă în Severin și dorim împreună. Pentru că, v-am spus, ne prezentăm și vrem și dorim, ne-am dorit să lucrăm ca un tandem. Da, văd că aveți dorințe comune în ceea ce privește lucrul. N-aveți dorințe comune cu domnul primar Gheghe în ceea ce o privește pe, cum o chiar, Oana Melinda Teohari, uit mereu. Da. Dacă îmi permiteți o scurtă remarcă, colegul meu Marius Bălu de bazinul olimpic. Nu mai contează, eu am mai spus-o, nu mai contează cine a fost director la bazinul olimpic. Că a fost Marius Creciu, că a fost altcineva, nu mai contează. Și acum arată ca o ruină. De ne e rușine să trece pe acolo. Contează ce vom face în viitor. De vă bazin spun, vorbiți care arată ca de bazinul ruină. Olimpic, da. Și eu vă spun că cu o implicare comună, chiar și cu o administrare comună, primărie, Consiliul Județean, cu siguranță se poate reabilita. Indiferent, nu credeți gogoșile pe care le aud de la actualul președinte al Consiliului Județean că îl va reabilita. Păi putea să o facă 4 ani de zile. Se trezi în campanie electorală acum că depunem acum și proiecte. Să facă orice, să fim serioși. Haideți să fim serioși. Da, să fim serioși, dar dumneavoastră vă rog eu frumos pe amândoi să nu mai pomeniți această chestie de gogoși. Mie gogoșile îmi plac foarte mult și n-am voie să le mănânc. Deci, asta e, cum spuneți ăștia acum deja pentru mine umanizați, când spuneți că ne toarnă gogoși, automat îi văd cu zahăr pudră pe ei. Nu treceți, e bine. Treceți pe strada mare undeva după Cechi, acolo un sediu unde dau gogoși gratis. Gratis. De. Și multe, nenumărate. Nenumărate. Dar vă aduceți aminte după prezidențiale? Ieșiseră acolo pe trotuar și împărțau ceasuri chinezești. Că le rămâseseră, nu mai aveau cui să dea. Și nu mai luau, erau doi pensionari care au luat fiecare cât un ceas. Și ce, băi, al meu este 2:30 și al meu e 7. Se mergea după o oră precisă la PSD. Dar erau cu simboluri, cu astea. Dar să vorbim despre proiecte, astea au fost lucrurile amuzante, așa. Domnul Bălu, bun, înțeleg, veți lucra în tandem aici în municipiu și veți face lucruri frumoase și necesare. Ce facem cu restul județului? Că... V-am spus, vă spuneam de crearea de locuri de muncă, de parc industrial, că o să revin. Vorba unui bun prieten, îl citez acum, am știința necesară. Și am oportunități, mă așteaptă buni prieteni să vin în landul Badea-Butardai, de exemplu, unde am relații la nivel de guvern local, la Camera de Comerț din Stuttgart, și în Spania, puțină lume știe, de exemplu. De câteva zile, ambasad plenipotențiar, șef peste 7 consuli, este o bună prietenă, o femeie deosebită, diplomat de carieră din Strehaia. Mă așteaptă să venim, doamna Gabriela Dancău, mă așteaptă să găsim soluții pentru finanțare, pentru aducerea de investitori în județul Mehedinți. Dacă vă aduceți aminte, undeva prin 2011, la finalul anului, era consul atunci la Lyon. Mi-a arranjat o vizită deosebit de
bună cu oameni de afaceri de acolo și urmau să vină ei să vadă pe teren în Drobeta, Turnul Severin, ce oportunități de care eu deja le vorbisem. Când au văzut oamenii că nu mai candidez, au auzit că nu mai candidez, s-au retras, s-au încheiat orice fel de, pentru că cei care au câștigat după aceea alegerile nu au mai oferit niciun fel de credibilitate. De aceea vă spun, știu unde o să mergem, știu ce o să facem. Daniel, sigur, vă spun, sigur va fi primar și chiar dacă eu nu voi fi președinte, mă voi duce cu el pentru a căuta soluții pentru Drobeta, Turnul Severin. De asemenea, aceste investiții pot fi în județ. Nu trebuie neapărat în Turnul Severin. Mai repede decât parcul industrial de la Halânga, poate fi parcul industrial de la Șimian, de a cărui procedură deja eu știu că s-a apucat domnul primar Trușcă. Sunt două obiective importante pentru Șimian, cum să spun, pe care, indiferent cine va fi președinte, trebuie să le aibă în vedere. Parcul industrial Șimian și gazul în Șimian. Trebuie sprijinit primarul Constantin Trușcă pentru a aduce gaz în Șimian, pentru că cred că este o oportunitate foarte bună de dezvoltare. Sunt soluții. Așa cum a spus și Daniel, trebuie doar implicare, hotărâre și determinare. Îmi plăcea extraordinar un proiect al dumneavoastră, care am și discutat cu o jurnalistă germană, dacă mi-aduc eu bine aminte, Drumul Vinului. E un proiect relativ ușor de realizat, trebuie doar lobby făcut masiv, trebuie chemați oamenii ei așa cum au mai fost chemați și se poate realiza. În felul ăsta, Mehedințul face primul pas către lumea civilizată, acela că se face cunoscut. Pentru că avem un mare handicap din punctul ăsta de vedere. Vă spun că și Vinartele și, pardon, o să trec pe la caserie, da? Și cei de la Stârnina și cei de la Corcova, fără să le mai dau nume, și cei de la Oprișor au această posibilitate să primească chiar și un autocar de turiști, să le dea acolo o gustărică și o mică degustare. Și o degustare de vinuri, da? E foarte important, vă dați seama, acostează un pasager din acesta cu 500 de pensionari de prin Austria, câte Austria și avem un și autocar, Germania, unul colo. Două autocare se pot duce la mănăstirea de la Vodița și la mănăstirea de la Sfânta Ana. Două autocare se pot duce pe acest drum al vinului, 5-6 ore. Se duc, stau o oră acolo, o oră dincolo. Se întorc și petrec alte două autocare, pot să facă un tur al orașului, există, dar, cum să spun, în plimbările noastre prin oraș pentru a ne întâlni cu oamenii, am văzut turnul de apă închis și sâmbătă și duminica. Am înnebunit de tot, v-am spus, dispreț total față de ideea de municipalitate și ideea de Severinen. Da, faci dita mai obiectivul turistic și îl ții închis sâmbătă și duminica. Este strigător la cer. Deci toate acestea trebuie reglate imediat după ce Daniel Gârjean va fi noul primar al Severinului. Văd că domnul Marius Bălu, colegul dumneavoastră, are mare încredere în succesul pe care îl veți avea duminică. Dumneavoastră, ce credeți despre posibilitatea domniei sale de a accede la funcția de președinte al Consiliului Județean? Pot să vă fac o mărturisire în premieră, dacă vreți. Chiar discutam mai devreme pe acest subiect. Eu sunt convins că după alegerile 5 iunie vom avea și primar de municipiu și președinte de Consiliul Județean din partea Partidului Național Liberal. Pentru că chiar dacă președintele de Consiliul Județean nu se alege prin vot direct, între noi fie vorba ca o paranteză, dacă aveam vot direct pe alegerea președintelui de Consiliul Județean, cred că probabil sunteți conștient de faptul că Marius Bălu câștiga detașat. Ei, vă spun că am convingerea că după 5 iunie Partidul Național Liberal, prin reprezentanții săi, va câștiga aceste alegeri. De ce? Pentru că am avut 4 ani în județul Mehedin și municipiul Drobeta, Turnul Severin de nerealizări. Am avut 4 ani de incompetență. Am avut 4 ani în care nu s-a întâmplat nimic. Arătați și mie un șantier în județul Mehedinți. Arătați și mie un șantier în municipiul Drobeta, Turnul Severin. În Turnul Severin avem un șantier. Bulevardele care au fost începute și lăsate neterminate. Dar atât. În schimb, ar trebui să avem șantiere cu privire la noua centrală. Ar trebui să avem șantiere în județul Mehedinți. Ar trebui să lucreze. Ori, toate acestea sunt și argumente. O dată avem argumentele 2008-2012,
care sunt favorabile candidaților Partidului Național Liberal, dar avem și argumentele de nerealizări din ultimii 4 ani de zile în care administrația PSD și-a arătat adevărata valoare. Adică, administrativ, zero. Zero, zero absolut. Da, s-a stat mult, dar sunt oameni care în perioada asta, oameni din administrație, ceea ce nu e normal, normal este ca cei care câștigă și acum să fie cei care investesc sau cei care au noroc la loto sau, mă rog, sportivii și așa mai departe. Noi sportivi aici n-avem, norocoși la loto n-avem, investitori de succes n-avem pentru că le-au fost omorâte afacerile. Și atunci auzim despre oameni din administrația publică locală care s-au îmbogățit peste... Cum să te îmbogățești, băi, frate, dân leafă? Dumneavoastră ați auzit prin alte zone ale părții, ale țării, domnul Bălus, să îmbogățească cei din administrația publică locală, domnule, e posibil așa ceva? Să fie capete de afiși la acumularea de averi? Mai sunt. Uitați-vă la primarii de sectoare, de exemplu, foștii 5 primari de sector. Așa, au fost un primar Mazăre cu tandemul lui, toți urmăriți penal sau deja trimiți în judecată. Eu pe aici aud prin orașul și prin județul ăsta de averi inimaginabile acumulate și cumpărate și... active prin Austria, făcute palate pe nu știu unde, noaptea minții din administrație publică locală. E așa stimulativ salariul unui primar, domnule senator? Ea era, să vă zic, președinte. Nu, e chiar mic salariul unui primar, fie el primar de oraș, fie el primar de comună. Primarii au responsabilități extrem de mari. Primarii, vedem că unii dintre ei pe bună dreptate, alții poate nu, dau cu subsemnatul pentru tot felul de chestiuni. Implică un anumit risc, sigur, numai cine nu muncește nu greșește, dar administrația nu este pentru oricine. Trebuie să te pricepi la administrație și de aceea cred că, coroborat cu faptul că există o mare responsabilitate, chiar cred că un salariu de 3.000 de lei pentru un primar este extrem de mic. Da, pentru că suntem în campanie... V-am spus, dai omului un salariu adevărat și atunci poți să-i tai și mâna dreaptă dacă îl mai prinzi furând, nu numai în grijă. Deci dacă îi stângaci. Ei, tăiem pe amândouă. Pentru că suntem încă în campanie electorală. Și pentru că sunt convins că amândoi știți problemele cu care se confruntă candidații dumneavoastră, fie ei din municipiu sau din alte localități, alte unități teritoriale administrative. Ce puteți să-mi spuneți despre vestea de astăzi că pe la Devesel se împărțeau bani pe uliță? Și au fost sesizate organele de poliție, a fost sesizată autoritatea electorală permanentă? Nu este, nu mă miră și nu este singurul lucru de-a lungul campaniei. Să ne aducem aminte de ce a pățit acum vreo 2 săptămâni primarul Popa de la Cujmir, când împărțea nisip din remorcă pe la porțile oamenilor, s-a sunat la 112, a venit imediat autoritățile competente și au făcut dosar penal pe loc. Avem informații că pe la Dumbrava primarul Cioan a dat îngrășăminte chimice și chiar și bani și umblă cu Biblia în mână. Deci PSD-ul nu se simte bine până nu fură. Asta e problema, asta e cusurul lui, ca să zic așa. Încercăm să luptăm cu această chestiune și vă spun că o să și reușim, pentru că intrăm în acel concept. Nu pot ei fura cât putem noi vota. Simt această briză și această dorință a mehedințenilor și a severinilor de schimbare. Își dorește toată lumea schimbarea și oricât de disperați ar fi și oricâte mizerii din acestea ar face, vor pierde. Da, aici în municipiul, domnule Căjean, v-ați confruntat cu metode de astea neortodoxe sau aveți semnale că vor urma astfel de acțiuni? Noi am făcut inclusiv în conferințe de presă public aceste lucruri, le-am făcut publice. Sunt semnale că în anumite zone mai sărace, mărginașe ale municipiului de pe Turnul Severin, reprezentanța ai Partidului Social Democrat, că o spun direct, au în intenție și au început anumite demersuri în acest sens
pentru a încerca o mituire a electoratului, cum s-a mai întâmplat și la alte alegeri de către Partidul Social Democrat. Eu vreau să le atrag public atenția că noi nu vom tolera nici măcar o mică abatere de la lege. Totul trebuie să fie ca lacrima curat, pentru că cetățenii au dreptul, și din municipiu, dar și din județ, să-și aleagă reprezentanții în mod corect și onest. Și să vă mai spun ceva, care ține practic și de administrație. Eu am fost siderat să văd în această perioadă de campanie electorală cum anumite instituții în subordinea primăriei municipiului Dobetatul Severin, anumiți operatori locali, de exemplu, dau exemplu cei de la Spații Verzi, răspund doar dacă îi sună un anumit candidat la primărie ca să facă, să tundă iarba sau să-și facă îndatoririle de servici. Am avut astfel de cazuri și vreau să le spun public în acest moment. De aceea eu le atrag atenția public că toți cei care se implică și nu au voie să se implice în această campanie electorală, din punct de vedere legal, vor suferi consecințele. Pentru că nu putem să ne batem joc de severineni în acest fel. Oamenii s-au săturat să fie mințiți și cumpărați sub o formă sau alta. Adică putem, dar nu e normal să o facem. Nu e normal, nu trebuie făcut. Cu schimbarea legislației electorale și având în vedere că am intrat într-o perioadă foarte bună din punctul meu de vedere, în care nu mai sunt acceptate pixuri, brichete și alte cadouri electorale de acest fel. Da, să mai dau. S-a mai dat. Iar PSD-știi nu se dezmini nici această dată. Cu siguranță cetățenii și amintesc că le-au bătut pe la uși reprezentanții PSD-ului care le-au mânat pixuri și brichete la un mic candidat la primărie. Rușinos. În condițiile în care legea interzice astfel de manifestări. Dar, cum spunea și Marius, PSD-ul nu se dezminte nici în ceasul al 12-lea și dacă nu încalcă ei legea puțin, probabil că nu se simt bine. Da, văd că... Dați-mi voie, mi-am adus aminte, legat de acest aspect, doresc să fac, să trag și un semnal de alarmă și să atrag atenția, cu respectul cuvenit, evident, instituțiilor care se ocupă de asigurarea bunei desfășurări a procesului de scrutin, procesul electoral, a scrutinului din 5 iunie, să fie în gardă, să fie vigilenți. Am primit amenințări, oamenii noștri au primit amenințări că nu o să fie lăsat să intre în secțiile de vot să voteze. Vă dau numai două exemple, Gogoșu și Vânători. Deci, domnilor comandanți, Gogoșu și Vânători, mare grijă. Oamenii noștri au fost amenințați că o să vedeți voi că nu o să vă lăsăm să intrați în secțiile de vot. Nu știu dacă e chiar așa, au senzația că este... Ce spune sine de secolul, de începutul secolului XIX. Da, încă se mai cred prin fâșia Gaza sau știu eu pe unde. Așa se întâmplă în unele locuri uitate de lume și de autorități. Dar eu am convingerea și sper din tot sufletul că autoritățile își vor face datoria și nu vor exista probleme din acest punct de vedere. Da. Și eu sper să fie foarte vigilenți oamenii ăștia și foarte determinați să aplice legea, pentru că efectiv e aberant ca în secolul 21 oamenii să comporte la fel. Ca atunci când aruncau cu praf de cretă pe cei care nu votau cum le convenea lor, ca să știe ciomăgaii de afară să le moaie oasele. Așa. Am ajuns la finalul acestei emisiuni, am ajuns la finalul campaniei electorale, cel puțin în ceea ce privește expresivitatea media, ca să zic așa. Punem punct aici, vă urez succes din tot sufletul, le urez succes severinenilor și meredințenilor și tuturor românilor. Să-și aleagă candidații care îi reprezintă, care pot să facă ceva pentru ei, nu pe cei care îi mint frumos sau fără remușcări. Asociați-vă cu oameni care știu și care pot să facă, spunându-vă că astea o să vă facă centrale nucleare sau pe gaz sau pe nu știu ce. Sunt simple gaze care în limbaj popular se cheamă altfel, nu vorbim de combustibil. Oameni buni, să ne apropiem de miezul nopții, vă doresc o seară liniștită, zile mai bune, le mulțumesc celor doi invitați. Dați-mi și mie voie dacă... Vă dau voie la amândoi, sigur că da, dar pe rând, să vă transmiteți mesajul electoral, ultimul, nu? Ultimul da, nu, în acest studio. De un mesaj electoral neapărat, de o rugăminte de suflet către meredințenii pe care îi iubesc atât de mult, să dea șansa să readuc meredințul pe drumul modernizării, să readuc bunăstarea în casele oamenilor. Îi rog din suflet să voteze schimbarea, să voteze poziția a doua pe toate buletinele de vot. Doamne ajută, ne vedem la vot pe 5 iunie. Domnul Crăjean, dacă îmi dați voie, aș vrea tot să mă încadez într-un minut, ceva mai lung.
Aceste alegeri la primăria municipiului Drobeta Turnu Severin și cu tot respectul pentru toți ceilalți candidați, este de fapt o confruntare între reprezentantul stângii și reprezentantul dreptei, adică între Marius Creciu și Daniel Cârjan. Cu tot respectul, încă o dată o spun, pentru ceilalți candidați, orice vot al electoratului de dreapta către un candidat la primărie de dreapta care nu are șanse reale de a câștiga această competiție, înseamnă implicit un vot dat candidatului de stânga. De aceea fac un apel către electoratul din Drobeta Turnu Severin de dreapta, care nu vrea și care nu poate să permită ca un primar de stânga să ajungă să conducă orașul, îi rog să meargă la vot și să voteze candidatul de dreapta, care e cel mai bine poziționat în această cursă electorală. Mai presus de toate astea, îi rog să meargă la vot, să vină la vot, să-și exprimă voința de vot. Indiferent de opțiune, până la urmă, important ca aceste alegeri locale să fie animate de o prezență masivă la vot din partea electoratului. S-a văzut ce a făcut PSD-ul în Drobeta Turnu Severin. E nevoie de altceva, e nevoie de forțe proaspete, e nevoie de energie, e nevoie de un primar cu viziune și un primar mai tânăr. De aceea îi rog pe Severin să vină la vot și să aleagă Partidul Național Liberal și candidații Partidului Național Liberal. Vă mulțumesc, domnilor, succes, dar eu v-aș completa și a zice că s-a văzut în cei 4 ani ce n-a făcut PSD-ul, că ce-a făcut, nici ei nu pot, dacă îi pui să facă un pomelnic, așa, o listă, domnule, ce-am făcut noi? Pun poza lui Oana Melinda Teohari, deci eu totu-i, domnule președinte, nu pot să-mi dau seama. Dumneavoastră, puteți să o țineți minte? Uitați doar numele, restul nu cred că uite. Da. Oameni buni, o seară plăcută, să veniți la vot, să vă exprimați opinia, să vă alegeți viitorul, este important, este un act de demnitate, un act de responsabilitate, pentru că să stea sub pături așa acasă, să se uite la televizor, poate oricine să o facă, așa cum a făcut-o PSD-ul timp de 4 ani. O seară liniștită și până... A, mâine vă promit o emisiune fără personaje politice, mâine la ora 5 după amiaza, dar cu două personalități de marcă ale Severinului, veți vedea despre cine e vorba, fără politică, deci, dar cu interes social, mâine de la ora 5 după amiaza, așadar, până atunci, la revedere și noapte bună! Doamnelor și domnilor, fiți gata pentru Buletin de Mehedinți. Sezonul nou începe în curând la Galaxy TV.